Mall-urile se redeschid pe 15 iunie, se va relua activitatea în magazine, cinematografele și locurile de joacă din interior vor mai rămâne însă închise. Piața smartphone-urilor a scăzut cu 20% în primul trimestru. Aproape toți producătorii din top 5 au înregistrat pierderi importante, însă producătorii de smartphone-uri cu Android au scăzut mult mai mult decât Apple. AMR-ul până la liberalizarea totală a pieței gazelor se numără în zile, va veni la 1 iulie și ofertele pentru consumatorii casnici nu dau pe afară de condiții favorabile consumatorilor. Un studiu realizat de Asociația Energie Inteligentă arată că 9 furnizori propun un preț mai mic decât prețul din prezent, 5 mențin prețul și 13 propun un preț mai mare. Sunt cu totul 35 drept, dar asociația a făcut calculele pe ofertele publicate de firme. Nu au încă aceste oferte și iată iese proporția pe care v-am spus-o mai devreme. Oricum mai face raportarea, la ofertele analizate sau la numărul total de furnizori, tot iese urât. Doar 25-33% vin cu un preț mai mic. Și fondul este următorul. O piață a gazelor la minim istoric, după cum spune chiar Nicolae Havrileț, secretarul de stat din Ministerul Economiei. Prețurile încep de la 25 de lei pe megawatt, pe piețele adiacente României față de prețul administrativ de 45 de lei în 2012, când a început prima dată liberalizarea în etape, liberalizare ruptă pe genunchi de PSD între timp. Acum, prețul de producție este plafonat la 68 de lei, deci e spațiu mare, chiar dacă prețul de achiziție al gazului este undeva la o treime din cel final, pentru că mai intervin acolo tarifele de transport, distribuție, taxe și alte costuri adiacente. Din datele studiului de la care am început, reiese că diferența între minimum și maximum ofertelor după 1 iulie este de 2,32 de ori. Aici nu mai este vorba de calcule pe bază de prețuri, taxare. Aici e forțarea dincolo de limita a marjelor. Efectele benefice ale liberalizării, care să ducă la consumator condițiile actuale de piață, iată că se blochează de fapt de marjele din furnizare. Greii pieței, E.ON și ENGIE, au oferte cu prețuri mai mici, cu 14 respectiv 7, o diferență care ar putea fi explicată prin zonele pe care le acoperă. Cu grupul german concentrat în partea de nord, acolo unde sunt mare parte din resursele interne și pe unde vin și cele mai multe importuri. Dar, la nivel general, se observă forțarea prețurilor pentru a spori marjele. De curând, Virgil Popescu, ministrul economiei, spunea că ceea ce fac furnizorii este de-a dreptul o golănie. Și acesta a fost cuvântul folosit chiar de ministru. Chiar amenința cu reglementarea marjelor, care înseamnă, de fapt, că nu ai cu adevărat liberalizare dacă faci asta. Dar ceea ce se observă este că piața nu se așează pe fundamente, nu devine funcțională pentru că există factori perturbatori. Iar ceea ce fac furnizorii acum poate avea multe explicații. Pe de o parte poate fi teama că atunci când prețul de achiziție al gazelor va reveni, se va interveni administrativ pentru a evita scumpirile mari la consumatorii finali. Deci vorbim de frica de revenire la reglementare sau pur și simplu vorbim de împușcatul francului, pentru că de ce nu? Pentru că se poate. Furnizorii au fost favorizați și de revenirea la prețurile reglementate introduse de ordonanța Vâlcov-Teodorovici. Vă amintiți, pe final de 2018, atunci întreg sistemul a fost modificat de ANR, acolo unde e dominat de PSD, ANR-ul, a fost modificat în așa fel încât producătorii să fie obligați să vândă la un preț fix, iar rata de rentabilitate la furnizare a fost crescută. Iar renunțarea la marje bune se dovedește a fi grea, pentru că banul face cu ochiul. Dar piața liberalizată presupune tocmai o relație bazată pe costuri efective și pe evoluții în funcție de condiții. Obiceiurile vechi sunt greu de lepădat. 1,3 milioane de români s-au întors în România din străinătate după ce și-au pierdut locul de muncă, iar după 2 luni în stare de urgență, odată cu relaxarea măsurilor, aceștia au reînceput să-și caute serviciu.
20.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate în luna mai, arată un studiu eJobs, iar Germania, Franța și Olanda sunt țările cele mai căutate de candidați. Însă, românii și-au schimbat criteriile după care aleg un job, iar asigurarea medicală este acum un aspect important. De asemenea, acum ei iau în calcul și nevoia unui salariu suficient de mare încât să își poată permite îngrijiri medicale în cazul infectării. Înainte de pandemie, aceste criterii se regăseau foarte rar printre cerințele românilor, transmit realizatorii studiului, și de cealaltă parte există cerere. Cele mai multe locuri de muncă disponibile sunt în Germania, Olanda și Norvegia. Iar o altă schimbare este legată de faptul că cei mai căutați sunt specialiștii din sectorul medical. În acest domeniu au fost postate aproape 4.000 de joburi doar în luna mai, însă în timp ce românii își îndreaptă atenția spre străinătate, sectorul construcțiilor din România are nevoie de cei întorși în țară. Deficitul de forță de muncă în acest domeniu ajunge la 500.000 de persoane. Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi propune un plan pentru angajarea românilor care lucrează în afara granițelor și care au revenit în țară de la începutul anului. Soluțiile propuse ar duce la dezvoltarea rapidă a sectorului construcțiilor și, cel mai important, le-ar permite acestor persoane să rămână acasă. Iar un avantaj este faptul că mulți dintre românii care au revenit în țară sunt specializați în domeniul construcțiilor și pot fi integrați cu ușurință în activitatea șantierelor. Dacia este nevoită să retrimită o parte din angajați în șomaj tehnic din cauza lipsei comenzilor. E simplu, nu are cerere. În perioadele în care există consum în retragere, bunurile de valoare mare și achiziționate pentru utilizare pe termen lung sunt primele tăiate de pe listă. Aproximativ 300 de angajați au fost trimiși din nou acasă cu 85% salariu, potrivit Profit.ro. Reprezintă totuși doar 2,3% din forța de muncă de la Dacia, iar compania preferă să-i trimită în șomaj tehnic, nu să-i concedieze. Pe de o parte, pentru că speră într-o situație temporară, pe de altă parte, acolo sunt oameni deja pregătiți cu competențe la care nu renunți prea ușor. Ai investit în ei și e bine să-i ai. Dacia s-a redeschis în a doua jumătate a lunii mai, iar activitatea continuă în trei schimburi, însă ritmul este mult mai mic decât înainte de criză și cum 80% din producție merge la export, compania spune că trebuie să se adapteze cererii reduse. Vânzările Dacia în Europa s-au prăbușit în martie și în special în aprilie, când aproape toată piața auto a fost blocată. Dacia oricum începea să simtă oboseală înainte de criză. Vânzările erau în declin încă din primele două luni ale anului, pe fondul modificării normelor de poluare. În mai, după redeschiderea parțială a activității în principalele piețe, vânzările Dacia au revenit, dar la aproximativ jumătate față de nivelul de anul trecut. La sfârșitul săptămânii trecute, șefii Renault au anunțat măsuri drastice la nivel global pentru restructurarea activității companiei, astfel încât să revină pe profit. Concedierea circa 14.600 de angajați, închiderea unor fabrici și reducerea capacității și a costurilor sunt principalele măsuri vizate. La Dacia, toate planurile de investiții au fost înghețate. Piața auto franceză dă mici semne de revenire după dezastru din martie și aprilie. Scăderea, comparativ cu anul trecut, s-a redus la 50% în luna mai. Astfel au fost înmatriculate acolo aproape 124.000 de vehicule. După primele 5 luni din 2020, piața din Franța a ajuns la 605.000 de mașini, cu 47% mai puține decât în intervalul similar din 2019. Și Dacia își revine puțin. Luna trecută a vândut 6.500 de vehicule. E la mai puțin de jumătate față de mai 2019, dar merge totuși cu piața, vorbim aici de o scădere de 51%. În aprilie vânduse sub 1.300 de mașini, când toată Franța era închisă în pandemie. Evoluția din Franța este foarte importantă, este cea mai mare piață a Dacia, vânzările de anul trecut au depășit 150.000 de unități acolo, nu se va putea apropia curând de aceste cifre, piața franceză se va ajusta în acest an cu 20 până la 30%. Și în această situație se ajustează și producția, iar pe cale de consecință avem acea nouă rundă de șomaj tehnic pentru o parte din angajații Dacia. Premierul anunță că statul român vrea să creeze un fond de investiții de 300 de milioane de euro. Ludovic Orban a spus la Digi24 că a pregătit deja 100 de milioane de euro de la buget pentru acest fond. El speră ca restul de 200 de milioane de euro să vină de la Uniunea Europeană.
Șeful guvernului spune că scopul acestui fond de investiții este de a sprijini companiile afectate de criza coronavirus. Ce vrem? Investiții? Și... Păi nu te poți dezvolta fără investiții. Toate instrumentele posibile pentru a susține investițiile vrem să le punem în mișcare. De exemplu, un fond de investiții care să îl realizăm ca un fond care fie investește direct în private equity, în acțiuni ale companiilor pentru a ajuta anumite companii în perioade de expansiune, de dezvoltare, fie se face partener cu alte fonduri de investiții acest private. Acest fond de investiții deținut în majoritar de statul român. În prima fază. Poate să devină partener el sau să sprijine alte fonduri și de investiții private. Și capitalizarea acestui fond de unde o asigurați în urmă? Evident, din resurse care sunt la nivelul bugetului statului sau din fonduri europene în măsura în care ni se va permite. De exemplu, există 100 de milioane identificați pentru capitalizare, mai avem cam 200 de milioane. Vrem de asemenea... 300 de milioane de euro va fi capitalizarea inițială a acestui fond. Rezervele valutare ale BNR au crescut substanțial luna trecută cu 2,5 miliarde de euro până la peste 35 de miliarde. Influența mare a venit din atragerea celor 3,3 miliarde de euro de către Ministerul Finanțelor de pe piețele internaționale. Banii intră în conturile trezoreriei de la Banca Centrală, iar dacă Ministerul vrea să facă plăți obișnuite de la buget din ei, atunci primește direct lei, iar valuta rămâne în rezervă. A fost însă o lună cu intrări semnificative de valută, 8 miliarde de euro. Acolo este o influență și din intrări de la Comisia Europeană. În același timp, au fost și ieșiri mari, 5,5 miliarde de euro. În condițiile în care serviciul datoriei în valută a fost sub 150 de milioane de euro în luna mai, cifra asta mare de la ieșiri poate să arate, de fapt, retrageri ale unor linii de finanțare de la grupuri mamă, care au dus la lichidare rezervelor minime obligatorii aferente. Poate fi un semnal neplăcut pentru nivelul investițiilor străine directe și al mișcărilor de capitaluri. Dar în ansamblu e important că rezerva este în creștere și una semnificativă. Totalul rezervelor internaționale, valută plus aur, a ajuns la 40,8 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un nivel record. Este drept, nu este cu mult mai mare decât în februarie, atunci era la 40,75 de miliarde. Molurile s-ar putea deschide în mai puțin de două săptămâni, pe 15 iunie. Ministrul Economiei s-a întâlnit cu Asociația Marilor Centre Comerciale. S-ar deschide magazinele, însă este incertă reluarea activității în cinematografe și la locurile de joacă. Din perspectiva economiei, redeschiderea magazinelor este mai importantă, pentru că funcționarea molurilor, chiar și cu restricții, ar fi un pas mare către revenirea la normalitate. S-ar aduna 3 luni în care centrele comerciale au fost închise. Domeniul însă mai are nevoie de reglaje în interior. Relația dintre proprietarii de centre și chiriași s-a cam stricat, iar deținătorii de magazine au amenințat în trecut că nu vor deschide dacă nu se va renegocia chiria. Nemulțumirile au pornit chiar din perioada stării de urgență, când li se percepeau același nivel al chiriei, chiar dacă molurile erau închise. Deci va fi mult de negociat. Oricum, guvernul a introdus o facilitate pentru a ușura situația ambilor. Oferă posibilitatea molurilor de a fi scutite de jumătate din impozitul pe proprietate dacă reduc chiriile cu 50%. Despre relația proprietar-chiriaș în centrele comerciale discută acum și Adrian Vascu în rubrica Veridice. Bine v-am regăsit! Magazinele încă nu și-au reluat activitatea în centrele comerciale de tip mall, cu suprafața mai mare de 15.000 de metri pătrați, iar redeschiderea acestora nu este una simplă, dincolo de acordul necesar din partea autorităților. Elementul cheie pentru viitor este noul comportament al cumpărătorilor și impactul acestuia, atât asupra activității chiriașilor, cât și a proprietarilor acestor mari spații comerciale. Diversitatea domeniilor de activitate ale chiriașilor reprezintă prima provocare pentru proprietarii de mall-uri. Condițiile redeschiderii ar trebui să ia în considerare situația comercială particulară a acestora pe principalele categorii, găsind soluții potrivite pentru fiecare caz în parte.
Este important să înțelegem perspectiva ambelor părți. Proprietarii de moluri se vor confrunta cu o creștere a costurilor prin implementarea măsurilor de siguranță sau de schimbarea destinației unor spații libere, cu o reducere a traficului zilnic, cu chiriași care nu vor putea susține costurile la nivelul precriză, chiriași care e posibil să intre în insolvență sau pur și simplu vor renunța la spații. Astfel, principala prioritate devine asigurarea unui grad de ocupare acceptabil cu o structură de chiriaș stabilă. Chiriașii trebuie să-și refacă modelele de business pe fondul unui trafic mai redus și unor încasări mai mici. Indiferent de domeniu, fie că vorbim despre fashion, cărți, electronice sau mâncare și distracție, fiecare companie trebuie să-și analizeze activitatea luând în calcul specificul domeniului și să prezinte transparent nivelul sustenabil de chirie pe care și-l permite în contextul și perspectivele actuale. Parteneriatul proprietar-chiriaș are nevoie de un dialog real între cele două părți. Este nevoie să stea la aceeași masă, să analizeze împreună ambele perspective, pentru că supraviețuirea și bunăstarea amândurora depinde tocmai de felul în care vor acționa coordonat, având un obiectiv comun, cel al păstrării companiilor în funcțiune. Există desigur multe necunoscute în aceste planuri de afaceri legate de care va fi comportamentul oamenilor post-pandemie, odată ce toate molurile se vor redeschide. Ce anume îi va convinge să se reîntoarcă? Ce îi va mai atrage în aceste spații? Zona de magazine alimentare mari? Zona de cafenele și restaurante? Cinematografele? A câștigat oare segmentul online pe termen lung? În ce proporție? Ce oportunități au apărut? În condițiile actuale, care vor fi noile puncte de interes care vor atrage trafic în aceste spații? Toate aceste variabile vor fi confirmate prin modul concret în care noi, publicul, vom acționa după redeschidere. Este încă un exemplu că viața post-pandemie nu va mai fi aceeași ca cea din trecut, ceea ce nu înseamnă că va fi neapărat mai rău. Poate fi mai bine, însă depinde de noi. Primul pas este ca proprietarii și chiriașii să găsească soluții acceptabile pentru ambele părți, astfel încât să poată reporni activitatea cu cât mai multe spații funcționale și cât mai relevante pentru recâștigarea traficului. Fiecare are mai mult de câștigat dacă intră în aceste discuții cu scopul de a identifica metode prin care se vor adapta mereu la noile realități, reclădindu-și afacerile și asigurându-se că dezvoltă și fructifică împreună oportunitățile existente și cele care vor apărea în viitor. Ne oprim aici pentru astăzi. Săptămâna viitoare revenim cu o nouă pastilă veridică. Până atunci ne găsiți pe Facebook sau în aplicația mobilă Adrian Vascu din Google Play și Apple Store. Toate cele bune! Veniturile din turism ale Spaniei s-au înjumătățit în primele 4 luni din acest an. E usturător pentru o țară care are pondere mare a turismului în PIB. Iar Trump cere guvernatorilor să cheme armata pe străzi pentru a restabili ordinea și a înăbuși protestele, doar că guvernatorii au mai multă minte decât el. Despre inegalitate și cum aceste proteste au apărut când șomajul atinge cote record în America, discutăm în câteva minute. Revenim! Am revenit, a fost scandal în Comisia Economică de la Senat. Subiectul de gâlceavă politică a fost terenul de peste 40 de hectare din zona de nord a capitalei, pe care se află și clădirea Romexpo. Astfel, centrul expozițional și terenul aferent ar trebui să ajungă cu titlul gratuit la Camera de Comerț, însă Primăria Capitalei contestă acest lucru și spune că și-ar dori să transforme Romexpo într-o sală polivalentă cu 15.000 de locuri. Bătaia e mare acolo, pentru că se anunță un proiect imobiliar de vreo 3 miliarde de euro și cine are proprietatea are și parte de o felie din tort. Proprietatea statului nu se poate transfera gratuit decât dacă dorim să avem proiecte de lege neconstituționale. Dar codul către civil, spuneți? Credeți-mă că sunt informată. Și nu suntem adversari, suntem parteneri. Așa-i. Dar parlamentarii nu pot fi induși în eroare. Ei nu pot să voteze ceva peste Constituție, adică ceva neconstituțional. Încă de la începutul mandatului său la primărie, Gabriela Firea a dorit ca guvernul să-i dea în administrare pavilionul central Romexpo.
Primăria Capitalei împreună cu Primăria Sectorului 1 doreau și doresc să investească în pavilionul central cu Pola Romexpo pentru a o transforma într-o sală polivalentă foarte necesară atât Capitalei cât și țării în general. Planurile Gabrielei Firea sunt date peste cap de statutul juridic al proprietății. Terenul este proprietatea statului în administrare RAPPS și în folosința Camerei de Comerț, inclusiv pavilionul central nu poate fi dat în administrare de către legiuitor alte entități, fie ea și primărie, pentru că e o proprietate privată, pavilionul central. Este în inventarul Romexpo. Concret, Camera de Comerț are drept de folosință gratuită asupra terenurilor corespunzătoare complexului expozițional Romexpo până în 2053. Dacă legea i-ar da drept de proprietate, Camera de Comerț a pregătit deja împreună cu o companie privată o investiție de 2,87 de miliarde de euro. În plan se află un muzeu de artă, o sală multifuncțională, un centru de conferințe și chiar un hotel de 5 stele. Președintele Camerei de Comerț spune că investiția ar aduce bani și la bugetul de stat. Putem vorbi de o sumă de 202 milioane de euro în 5 ani prin taxe și impozite. Pe terenul respectiv, în baza acestui proiect propus, vorbim de 32.000 de locuri de muncă, din care 26.000 vor fi în zona office, 6.000 vor fi în zona de retail. Deci, proiectul este foarte bine asamblat. Deocamdată, toate planurile sunt încă blocate. Terenul de la Romexpo este revendicat și de Jockey Club Român, societate de încurajare pentru îmbunătățirea rasei cailor în România, care a dat statul în judecată. Piața smartphone-urilor a scăzut cu 20% în primul trimestru. Pierderile sunt puse pe seama pandemiei și a măsurilor de izolare socială impuse de autorități. Aproape toți producătorii din top 5 au înregistrat pierderi importante, însă producătorii de smartphone-uri cu Android au scăzut mai mult decât Apple. Samsung și Huawei, cei mai importanți producători de telefoane inteligente, au scăzut cel mai mult în primul trimestru. Samsung a pierdut aproape 23%, iar Huawei a scăzut cu peste 27%. În plus, Huawei s-a mai confruntat și cu embargoul tehnologic impus de Statele Unite. Apple, care ocupă locul 3 în acest clasament, a scăzut cu 8,2% după ce a livrat 40,9 milioane de telefoane în primul trimestru al acestui an, comparativ cu cele 44,5 milioane în aceeași perioadă din 2019. Singurul producător care a reușit să crească în această perioadă a fost Xiaomi, care a înregistrat vânzări mai mari cu 1,4% față de anul anterior. Și asta pentru că s-a concentrat pe vânzările online. Ierarhia din top 5 nu s-a schimbat. Cea mai importantă modificare o reprezintă apropierea Apple de Huawei la 0,5% cotă de piață. Huawei deține acum 14,2%, iar Apple are 13,7% din piață. Impactul măsurilor luate pentru a limita răspândirea pandemiei se vede și în datele oficiale. Veniturile din turism ale Spaniei s-au înjumătățit în primele 4 luni din acest an, după ce autoritățile au impus restricții și măsuri de izolare, începând cu data de 15 martie. Datele Biroului Național de Statistică arată că turiștii au cheltuit 11,7 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie, cu 48% mai puțin decât în intervalul similar din 2019, potrivit Reuters, asta în condițiile în care numărul turiștilor s-a înjumătățit și nu a depășit 11 milioane. Autoritățile de la Madrid vor să redeschidă gradual turismul la această vară, începând cu statele europene, și se vor asigura că vizitatorii merg numai în zonele unde coronavirusul este sub control. Spania este a doua cea mai vizată țară din lume, după Franța, pentru ea este crucial pentru economie, contribuind turismul cu aproape 12% la produsul intern brut. În loc să tempereze protestele și să-și folosească funcția de lider pentru a media tensiunile din țară, Donald Trump a făcut exact pe dos. A inflamat și mai mult spiritele cu solicitarea de reprimare a protestelor. A cerut guvernelor de state să fie dure și chiar cochetează cu ideea de a scoate armata pe străzi. Doar că el, de la nivel federal, nu poate să impună ordinea așa cum ar dori el. E o alegere a guvernatorilor dacă solicită sprijinul militar
iar conducătorii statelor au totuși mai multă minte decât Trump. Shouldn't be hard to take care of it. We're going to take care of it. We're strongly looking for arrests. You have to get much tougher. You have to dominate. If you don't dominate, you're wasting your time. They're going to run over you. You're going to look like a bunch of jerks. You have to arrest people and you have to try people. And they have to go to jail for long periods of time. Statele Unite ale Americii trec prin focul protestelor împotriva rasismului și violenței poliției. Moartea lui George Floyd a fost factorul declanșator, însă fondul este altul. Piața publică era stropită cu un combustibil extrem de inflamabil. 40 de milioane de americani care au cerut ajutor de șomaj. Practic, un sfert din forța de muncă din Statele Unite este în șomaj, iar afroamericanii sunt cei mai afectați. America este țara marilor inegalități în rândul statelor dezvoltate. Din perspectiva bunăstării, jumătatea de jos a familiilor americane dețin doar 1,6% din toată avuția națională și acolo se regăsesc majoritatea afroamericanilor și hispanicilor. În cealaltă jumătate, cei mai bogați, acei 1%, au cât cei care compun scara avuției de la 50 până la 90%. Păi cu astfel de date este explicabil și succesul pe care l-a avut până la un moment dat un stângist precum Bernie Sanders. Departe de noi gândul unei haiducii cu luatul de la bogați și datul la săraci. Sistemul american premiază performanța și e bine să fie așa, doar că în fundal iată apar disparitățile sociale foarte mari și poate câteva politici de integrare, de educație pentru egalitatea de șanse nu ar strica. În Washington, unde protestatarii au incendiat steaguri și chiar o biserică din apropierea Casei Albe, există de 6 ori mai mulți șomeri în rândul persoanelor de culoare. Aceștia au fost discriminați la locul de muncă atunci când au fost făcute disponibilizări, transmite Washington Post. Nimic nu te poate face să înțelegi mai bine că nu aparții decât un ofițer de poliție care te împușcă, spun susținătorii persoanelor de culoare. Iar această atitudine se reflectă și în mediul economic, când companiile încearcă să se salveze și îi pun pe aceștia în fruntea listelor de concedieri. Afroamericanii muncesc în principal în industria ospitalieră, care a fost una dintre cele mai afectate de pandemie, iar cei care au scăpat de disponibilizări se află în prima linie, expuși în fața virusului. Asta după ce studiile au arătat că ei sunt mai vulnerabili. În plus, sunt plătiți mai puțin și primesc mai puține beneficii decât lucrătorii albi. La nivel național, afroamericanii au avut o recuperare neuniformă după marea recesiune comparativ cu populația albă. Persoanele de culoare au mai puține lichidități și economii, transmit analiștii. Acum rasismul este prezent în economie, dar mai ales în educație. Există în primul rând o inegalitate de șanse dată de mediul de proveniență. În ceea ce privește valoarea netă a gospodăriilor, în cazul cetățenilor albi, aceasta este de aproximativ 10 ori mai mare decât cea a persoanelor de culoare. Diferențele sunt clare în locurile în care au izbucnit revoltele. În New York, de exemplu, doar 32% dintre rezidenții de culoare dețin locuințe, adică mai puțin de jumătate din procentul rezidenților albi. În San Francisco, doar 28% dintre afroamericani au absolvit facultatea, în timp ce procentul cetățenilor albi este mai mult de dublu, iar pandemia și urmările sale pun și mai multă presiune asupra acestor probleme. În timp ce în aprilie rata șomajului americanilor albi a crescut la 14,2%, în cazul afroamericanilor și a hispanicilor, aceasta a urcat la 16,7%, respectiv 18,9%. Și în condițiile în care veniturile persoanelor de culoare sunt mai mici, aceștia sunt mult mai vulnerabili în fața crizei. Urmează o a doua cădere a economiei dacă oficialii americani nu ajută statele, avertizează specialiștii. Și asta pentru că sectorul public este cel în care activează în principal femeile și minoritățile din clasa mijlocie. Până acum eforturile s-au concentrat mai întâi pe restabilirea încrederii consumatorilor. Însă aceasta este doar o mică problemă. Efectele crizei asupra economiei nu se vor reduce până când nu va exista un vaccin sau un tratament. Fondatorul Facebook se confruntă cu criticile propriilor angajați din cauza deciziei de a nu face nimic în legătură cu comentariile președintelui Trump despre protestele antirasism din țară, considerate de mulți provocatoare. Mai mulți directori din cadrul companiei au scris pe Twitter că nu sunt de acord cu faptul că Mark Zuckerberg nu a eliminat o postare a liderului de la Casa Albă care ar încălca regulile Facebook de a nu incita la violență. Mesajul în cauză este: când încep jafurile, încep împușcăturile. Twitter a ascuns însă mesajul pentru că încălca regulile referitoare la glorificarea violenței. Unii angajați nemulțumiți ai Facebook au lăudat reacția Twitter pentru integritate.
Mark greșește și voi încerca în cel mai vocal mod să-l fac să se răzgândească, a scris un director pentru proiectare de produs al Facebook. El a adăugat că a mobilizat peste 50 de persoane care gândesc la fel ca el pentru a susține o schimbare internă. China a decis să răspundă sancțiunilor americane cu blocarea importurilor de soia și carne de porc, dar s-ar putea să folosească situația de fapt ca să-și regleze piața internă. Despre lucrurile mai puțin știute din acest conflict comercial și geopolitic discutăm în câteva minute când revenim. Am revenit la Business Club. China a decis să răspundă sancțiunilor americane cu blocarea importurilor de soia și carne de porc, dar s-ar putea să folosească situația de fapt ca să-și regleze piața internă. Consumul este slab și cum achizițiile din America erau reglementate prin faza 1 a acordului comercial, trebuia să cumpere, iar acum, de fapt, poate să scape de un exces. Chiar dacă economia se redresează treptat în China, oamenii nu cheltuiesc și nu iau masa în oraș ca înainte de pandemie, ceea ce contribuie la cererea scăzută de produse alimentare. Cu îngrijorările legate de logistică și cererea internă în colaps, este limpede că Beijingul are nevoie de cantități mai mici. În aprilie, importurile chinezilor de bunuri americane au scăzut cu puțin peste 11% față de acum un an. Importatorii chinezi au anulat de asemenea importurile de carne de porc americană și au suspendat achizițiile de porumb și bumbac din Statele Unite, iar China este cel mai mare consumator și importator de carne de porc din lume. China țintește direct spre Trump cu această decizie, sau mai bine zis, spre susținătorii lui, care sunt numeroși în mediul rural. Însă, chiar săptămâna trecută a apărut un focar de pestă porcină africană într-o provincie din China, iar asta a decimat efectivele de porc și a afectat cererea de furaje de soia. Astfel că, deși Beijingul se află în poziția în care poate să amenințe, aceste suspendări ar putea fi temporare, sunt de părere economiștii. Nu ar fi de mirare ca cererea pentru importul de soia din Statele Unite să crească în cazul în care economia ar înregistra o recuperare în V în a doua jumătate a anului. În cadrul înțelegerii comerciale pe care cele două părți au semnat-o în ianuarie, China s-a angajat să cumpere din Statele Unite în următorii 2 ani cu 32 de miliarde de dolari în produse agricole în plus față de 2017. Se estimează că exporturile de soia în perioada 2019-2020 vor înregistra o scădere de 4,2% față de anul precedent. Pandemia a dus la cea mai puternică scădere a comerțului cu mărfuri din 2009 până în prezent, iar lucrurile nu vor arăta bine nici în următoarele luni. Comerțul internațional ar putea înregistra o scădere de 13% în luna aprilie acestui an față de 2019, iar per ansamblu, contracția este de 2,5% trimestrul acesta în comparație cu anul trecut. Studiul realizat de Euler Hermes și Allianz arată că este de așteptat ca pierderile să fie și mai mari în următorul trimestru, pentru că țările duc povara măsurilor de urgență. Scăderea prețului petrolului și a materiilor prime cauzate de cererea tot mai scăzută de mărfuri din partea Chinei și a Europei a slăbit dolarul, iar prețurile mărfurilor la nivel mondial, exprimate în moneda americană, au scăzut cu 6,2% în primul trimestru. Asta va afecta veniturile din export din cauza șocului asupra cererii și serviciile înregistrează pierderi de două cifre din cauza perioadei de shutdown din turism și transporturi, iar revenirea va fi treptată în funcție de ridicarea restricțiilor de călătorie. În acest an, comerțul mondial cu bunuri și servicii va suferi o scădere de 10% față de dinainte de criză. Companiile din sectorul energetic sunt cele mai afectate, cu o scădere de 433 de miliarde de dolari pentru exporturi, urmate de metale cu un minus de 420 de miliarde și de servicii de transport pentru producătorii de automobile, unde se înregistrează pierderi de 270 de miliarde de dolari. Și pierderile de pe bursă sunt semnificative și sunt cuprinse între 11 și 39%. Cele mai afectate țări sunt, evident, cele care exportă cel mai mult. China pierde 275 de miliarde de dolari, Statele Unite pierd 246 de miliarde, iar Germania aproape 240 de miliarde de dolari.
A sosit momentul jurnalului de seară. Alături de noi este Claudiu Pândaru. Bine te-am găsit, Claudiu. Ce vedem în seara asta? Bun găsit, Stelian. Va fi o ediție interesantă. Mergem cu ochii către Statele Unite, pentru că ce se întâmplă acolo este fără precedent. Știți deja, probabil, președintele Donald Trump amenință că va scoate armata pe străzi. Facem o analiză a ceea ce se întâmplă în Statele Unite dintr-o perspectivă politică, pentru că ce vedem acum în Statele Unite va hotărâ soarta noii candidaturi și șansele pentru un nou mandat ale președintelui Donald Trump. Dezbatem subiectul cu un fost președinte din România. Traian Băsescu este la jurnalul de seară astăzi și nu e singurul subiect. Mergem și către municipalitate, ne uităm la cum arată Bucureștiul și la ce soluții ar putea avea acest oraș pentru a scăpa de poluare, de trafic. În studioul jurnalului de seară va fi invitat Nicușor Dan. Încercăm în aceste zile să le dăm o platformă de exprimare, desigur, întrebându-i și trimițând întrebările dumneavoastră către ei, candidaților sau celor care sunt, cum e doamna Firea, în funcție. Depinde de ei dacă vor alege transparența și dacă vor prefera să le răspundă până la urmă alegătorilor. Claudiu, mulțumesc. Noi atât am avut de spus pentru astăzi. Ne revedem însă la Business Club și mâine seară de la 19:00, tot aici, la Digi24. Rămâneți cu bine!